Hatice vorbea cu Denisa și a venit după și doamna Loredana despre faptul că s-a trezit cu tămbălău și că are nervi. Spunea că preferă să plece de acolo din bucătărie și să se retragă frumos pentru că nu vrea să iște vreo discuție. A întrebat-o Denisa pe cine are nervi și a spus că pe doamna Ana. Zicea că a făcut tămbălău și taca-taca, nu știu, probabil vorbea mult și îi spunea să facă ceva, n-am prins discuția, sincer, dar Hatice nu a început ziua chiar cu dreptul. A preferat să vină în baie și să se ocupe de haine, le sorta, le băga la spălat, probabil. E și abia după somn și probabil nu s-a odihnit cum trebuie. Nu știu, nu cred că o să se iște vreo mare discuție, a fost doar o chestie de moment și cu siguranță o să le treacă amândurora.